Sonia! Și gălăgie încă o dată! Hai că a fost frumos, chiar a fost frumos! Bine de tot! Mulțumim. Wow, Sonia, se pare că tu ai putut să filmezi un videoclip aici, jur. Deci și eu a fost filmat. Exact ca într-un videoclip. Și eu te-am filmat pe stories, dar pe genul videoclip. Perfect, exact. O să facem new videoclip anul 2023, remix, ai Oancea cu noi. Alexia a concurat cu Marian al nostru. Da, am deci concurat Marian la tine. Cu camera cu pe față și Alexia cu telefon. Iar tu puteai să-l înlocuiești pe J Balvin, man. Oare da. Dacă se poate, vă rog eu. Hai să ne așezăm, să ne ciluim, că vrem să și hai povestim. Să povestim. Hai să povestim, let's go! Hai. Ce faci, Sonia? Cum sunt e vara foarte, ta? Foarte bine. Uite, am venit de la antrenamentele, de la sală, m-am apucat în forță să lucrez. Am un challenge, de fapt, de făcut cu antrenorul meu de fitness, Andrei Ivan, și până în sfârșitul septembrie, vorbele lui, cuvintele lui, trebuie să fiu țiplă. Așa că... Dar ce faci mai exact? Ce faci mai exact ca să fii țiplă? Bine, el știe ordinea și exercițiile și toate cele, dar... E un workout foarte intens pentru mine. Stau aproximativ 2 ore la sală în fiecare zi. Wow, bineînțeles, fiecare mănânc zi. Sănătos, bine, bine, asta făceam și înainte, dar acum am niște mâncăruri specifice pe care trebuie și să... Și pe gramaj bănuiesc. Da, exact. Deci trebuie să fiu puțin cel mai greu strictă. Cătărit. Da, dar rezultatele deja se văd, se merită, mă simt bine și de-abia aștept să vă arăt pozele de before and after. Cât o să dureze challenge-ul? Deci avem challenge, avem 6 săptămâni, deci o să fie la sfârșitul, sau mă rog, spre sfârșitul lui septembrie. Da. Măi. Sau până atunci lucrăm cu drag și spor în sală în fiecare zi. Și mai avem niște noutăți frumoase legate și de muzică. Așa, zine. Da, eu am un concert, o să fiu în deschiderea pentru Super Sacco, care este un artist din Armenia. Piesa lui Mihena a fost una foarte, foarte, foarte cunoscută. Și o să fiu acolo alături de Suro, artistul din Armenia, pe care am cântat prima piesă împreună cu el. Avem o colaborare frumoasă. Și cu Fatty Kod din Canada. Deci noi trei facem deschiderea pentru Super Sacco și te-abia aștept. Când e prima oară când mă duc. Pe 30 august în Yerevan, în Armenia. În capitala Armeniei, da, yes. De altfel. O să fie, cred că, spectaculos. Baftă, ținem pumnii. Mulțumesc din suflet. Uite, răsună și piesa. Dar o știm. Asta îți dai piesa, seama că da. O știm. Adică știm cine este și cum este. Un pic mai tare piesa, să auzim se și poate? Noi. Se poate? Bine, bine, bine. Mie îmi place foarte mult aici. Aș vrea să vin mai des dacă mă primiți. Cu mare drag. Normal că te primim. Te rugăm frumos să-ți și lăsăm aici și copii tot și poți să rămâi la noi dacă vrei. Știi, știi, poți să faci? Prea bine, așa. Vin la noi înainte de antrenament, te duci la antrenament. Vii și după antrenament. Ca o să vii să faci un antrenament aici. Așa facem program. Sau poți să vii cu Andrei să faceți antrenamentul aici. Adică ne implicăm și noi. Oh, ok, da, uite, aș putea să vorbesc cu el. Hai să facem ceva de genul ăsta, n-ai vrea? Ba, mâine da, și poi mâine te așteptăm cu mare drag. Uite cum se întâmplă bine. Lucrurile în direct, da, așa, ad hoc. Ar fi frumos. Da. Chiar ne-a plăcea. Duminică, uite, duminică, hai să batem în cuie. Ok, duminică, ce? Vorbesc cu Andrei și vinem încoa. Ia, te rugăm mult. Ce perfect. Frumos. Stăm de vorbă, povestim de fitness, antrenamentul, ce să faci, ce să nu faci, toate cele. Ok, I like it. Și apropo de toată nebunia asta, pentru că tu faci foarte multe lucruri. Călătorești, pleci, ai concerte. Scriu cum pun piese. Exact, te vedem de și în studio. Cum reușești să le faci pe toate? Mai nou am văzut că ai și dezbateri pe Instagram. Da, am făcut o rubrică de dating life, pentru că sunt o femeie singură și ca și mine sunt multe femei care nu se află într-o relație. În fine, este oarecum un Q&A, adică pun niște întrebări și vreau să interacționez cu publicul, să văd și ce părere au, cum se gândesc, cum privesc lucrurile. Nu este vorba neapărat despre mine și așa, dar în general că să putem să... Dar cum de ți-a venit ție această idee? Cum? Pentru că suntem foarte multe, adică și eu și prietenele mele, ni se întâmplă anumite lucruri, mi s-a părut, uite, una dintre, era că mereu când începeam o conversație cu cineva, uite, asta da, este din experiența mea, pe la început, adică din prima zi, primeam o poză cu vânăta domnului. Nu! Bă, da! Așa și... conversație? Așa conversație, mă rog, așa. Impropriu spus, bă, conversație. Da. Din senin, adică nu era nimic gen, nu știu...
acces pur și simplu și nu înțeleg, mă gândeam, Doamne, e ceva neregulă cu mine, dar am înțeles că asta se întâmplă foarte, foarte des, sunt multor o femei. Wow. Da. So I am not alone. Și chestii de genul ăsta, să stăm să râdem practic de ce ni se întâmplă și practic să zicem, vă rog frumos băieților, să mai faceți lucrul ăsta. Dar zine un pic, apropo de viața asta, all the single ladies, să cităm și pe Beyoncé, cum ar trebui să arate pentru tine sau ce calități mai degrabă ar trebui să aibă bărbatul lângă care tu ai vrea să ai o relație? Da, hai să luăm pe rând, fizice și după alea morale. Ia uite tu, eu m-am dus mai tip, așa, mai pe sentiment. Fizic și moral, să știm de tot. De toate, pardon. Fizic, nu pun atât de mare accent pe fizic, nu sunt genul de persoană. Înalt sau nu? Nu trebuie să fie înalt, nu, pentru mine contează. Să aibă păr sau nu? Nu. Păi dacă vine unul chel și nu-ți place, cum? Bă, da, îmi plac și cei cheli. Ideea e că eu nu am un tipar. Deci eu merg foarte tipar. Mult pe ceea ce simt, adică pe chimie. Atunci și dacă mie îmi place de persoana respectiv, ce are în cap, ce are în suflet și energia persoanei respectiv, pentru mine persoana aia devine atractiv. Adică că e puțin cu burtă sau e mai înalt sau e mai mic. Mai degrabă te cucerește atitudinea lui, da, atitudinea. Decât felul în care arată. Da, nu sunt o persoană care e pe chestia asta animalic, pe... Nu. Vezi? Mie-mi trebuie ceva mai mult decât mai departe. Mie-mi trebuie o conexiune, ceva, știi, cineva să mă stimuleze mental. Și ce ți-ai dorit de la el? Ce calități? Ce... Că bănuiesc că până acum ți-ai făcut o idee cam ce ți-ai dori. Da, știu foarte bine ce îmi doresc și ce nu-mi doresc. Nu pot să vă spun acum pe toate că... Na, acum... Se dă oache. Nu, că după aia se știe bărbatul respectiv ce caută. Și poate mă minte frumos, mă cum vrăjește. Ar fi să se uite chiar acum în momentul ăsta și tu, făcându-i o descriere, să zică eu sunt acela. Eu? Hai la Xonia, cum face? Și să ne scrie nouă. Vă aștept aici, duminică. Vezi, asta facem noi legătura, da, bineînțeles. Ne scrii nouă și gata. Poate o să-mi fiți mie aici, matchmaker. Păi fii atentă ce s-a întâmplat săptămâna asta. La noi aici în direct s-a făcut o cerere din căsătorie. Un artist de la noi, da, bineînțeles, și a cerut iubita în căsătorie, da, de la Tu Normal. Și a cerut iubita în căsătorie. Doamne ajută să fie. Vezi, asta zic, pare că e locul ideal al iubirii. Păi să știi. Păi cu energia asta super bună și pozitivă de la cei de aici și de la voi, n-are cum să nu se întâmplă lucruri frumoase aici. Doamne ajută să fie frumos. Sonia, dar altfel noi tot vorbim și aud America, 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 America. Te-ai gândit vreodată să te muți definitiv acolo? Da, m-am gândit și mă gândesc deja, cred că de 3 ani de zile. Dar eu credeam că ți-a trecut deja, să-ți treacă o dată. Ce te face să nu îți faci bagajele și să pleci direct? Este o bună întrebare, mă tot întreb și pe mine însuși. Nu știu, parcă ceva tot apare să fac aici un lucru legat de muzică, de carieră și acum amantele care mă atrag aici. Dar ideea este că consider că probabil că nu este momentul sau timpul respectiv și Dumnezeu știe mult mai bine care ar trebui să fie drumul meu și când e momentul. La fel, când o să vină acel persoană minunată în viața mea, o să vină momentul în care eu sunt probabil pregătită să-l primesc, nu știu, habar n-am. Toate la timpul lor, eu. În mod normal așa este corectitudinea. Toate la timpul lor. Îți asculti mai degrabă sufletul, inima sau creierul, partea rațională? Când vine vorba de decizii, indiferent că sunt sentimentale sau uite de carieră, dacă pleci sau nu în America. Eu sunt o persoană care, nu știu dacă asta e un lucru bun, dar de cele mai multe ori merg cu sufletul, cu toate că stau înainte și sunt super overthinker, stau și analizez, nu pot să dorm nopțile pentru că stau și mă gândesc foarte, foarte mult. Dar până la urmă, e foarte important să facem lucruri în care ne face pe noi fericiți și trebuie să fim asumați când facem orice decizie în viață și lucrul ăsta se poate doar atunci când tu simți să faci acel lucru, pentru că sau, mă rog, dacă e o decizie cu capul, măcar să fii asumat, asta e o chestie temporar, doar pentru nu știu, sacrificiul respectiv pentru un an, doi ani, după care să poți să faci ceea ce iubești să faci. Ai făcut des sacrificii până acum, apropo de... Am făcut foarte multe sacrificii în viață, foarte mulți oameni nu mă cunosc așa cum mă cunosc familia mea și din cauza asta am considerat că ar fi un lucru bun să încep și eu să povestesc puțin despre anumite lucruri pe care mi s-a întâmplat mie în viață, cele fiind și de boala mea și o să zic în curând, încă mă pregătesc să pot să zic că-ți faci curaj. Nu e un lucru, da, ușor pentru mine, dar știu că aș putea să ajut foarte mulți oameni și să fiu vocea mai multor oameni care sunt au aceeași boală ca mine sau în ceva asemănător și aș vrea să putem să vorbim puțin mai deschis despre lucrurile astea și
să mă vedeți mai departe decât ce este imaginea mea ca artistă, ca Sonia, și să mă cunoașteți ca Loredana. Așa este, wow. Da. Mulțumim mult de tot și să știi, să știi că nu uităm duminică, dacă poate și Andrei, te așteptăm. Da, o să vorbesc acum când terminăm. Știi că ar fi frumos, chiar pe bune. Da. Sper să fie în București, asta e singurul lucru, pentru că eu în weekend lucrez singură, pentru că el are și un program dacă online nu, și lucrez facem, singură. Facem... Și nu până vineri cu el. Exact, te așteptăm dacă nu e în București, facem aici, te ajutăm așa noi. Nu pot să vin fără el, el este cel da, care el e baza, exact. Păi să fie atunci, hai să ne rugăm la doamne, doamne, să vezi el. Sau pur și simplu pune mâna pe telefon și îl sunăm. Sonia, îți mulțumim mult de tot. Vă mulțumesc, mersi mult și scuze-mă că ești foarte frumoasă de altfel. Mulțumesc. Și doamnește pentru tot ce faci. Mersi. Și voi sunteți dragi prieteni. Pauză. Pauză, dar revenim.